Salutare, prieteni! Astăzi este duminică. Am ieșit puțin din casă. Puțin la știucă. Să ne încercăm norocul. Cu domnul Ghiță, prietenul meu iepurarul. O zi liniștită, liniștită și din partea știucilor, n-am prins decât una, frumoasă, dar una singură. Niște băltuțe deosebite aici, pline de știucă, dar nu prea mănâncă. Nu știu care ar fi motivul, presiune atmosferică probabil. Nu-i nimic, avem răbdare. Pescuim la plută, la cărășel viu. Vedeți plutele. Este și foarte mult plaur. Aici îi place la știucă să stea pitulată. Acolo atacă peștișorii. Am avut un singur atac, am prins-o. O știucă frumoasă, o să ne arate domnul Ghiță imediat. Acolo am văzut un atac acum deasupra, unde mișcă apa. Să sperăm că mai trage ceva. Nu o să stăm toată ziua pe baltă, că mai avem și alte de făcut. Ia să vedem aici. O mușică știuculița. Are undeva la un kilogram. Merge, merge. Este în standard și asta. Poate fi reținută. Mai sunt foarte mulți pescari. Să vedem dacă mai trage ceva. Ia uite scărășei. Avem și aici niște plute care se pare că nu mișcă deloc. La asta de aici am prins-o, la distanță. Am una și aici la mal. Aici ar putea să stea, știu, ca să atace. Una acolo. 9 bețe bune, prieteni. Cu domnul Ghiță aici. Mai stăm un pic, nu foarte mult. Mergem să ne vedem de iepuraș. Trebuie să avem grijă și de ei. Am dat să mănânce la prima oră, la 5. Poate surprindem vreo răsătură live, vreun atac. Bine ar fi. Lacuri frumoase, prieteni. Zona frumoasă la noi, la Sibiu. Pădure, munte, aproape până în sat avem pădure și munte, lacuri cu pescuit, absolut tot ce trebuie, o zonă mirifică, bună pentru o zi de relaxare. Eu abia acum am început să mă deplasez cât de cât mai bine după operație, fiind liber. În concediu medical am îndrăznit să vin și o 2-3 ore aici. Cam atât, prieteni, vă las, Doamne ajută!